mulți iubitori ai muzicii de gen. Să o ascultăm pe Ana Maria Cârste. Un concert ieșit din tiparele este propus melomanilor din Rumi cu Vâlcea și nu numai, la deschiderea unei noi stagiuni. Cei aflați la conducerea instituției de cultură își pun toate speranțele ca prin urmele ce vor concerta luni seară pe scena filarmonicii din Rumi cu Vâlcea, sala de spectacole să fie arhiplină. Petrus Constantinescu, managerul filarmonicii. Florin Proitoru, îmi permit să spun că este unul dintre primii trei violoniști ai României. Sigur că întotdeauna între cel mai bun și cel mai bun există colegi și lumea muzicală își poate permite să facă aprecieri. Dar Florin este un violonist necontestat, astfel încât el fiind un apropiat al Filarmonicii Vâlcene și nu pentru prima dată pe această scenă, vă mărturisesc că intenționez să închid stagiunea tot cu Florin Proitoru, pentru că vreau să creez un alt așa care să însemne ceva și sperăm ca cei care ne vor urmări să-și înțeleagă care este valoarea și sensul acestui art despre care vorbim. De asemenea, maestrul Costin este un dirijor excepțional. Florin Proitoru este cel care ne-a sugerat să creăm această formulă, iar pianistul Josu de Solaun, fiind câștigătorul concursului Enescu, încă din lunile în care eu nu eram prezent aici, a postat niște discuții și, bineînțeles, am considerat că un concert de concerte și mai exact prezența mai multor personaje, adică mai multor artiști de asemenea talie, creează un punct de atracție mai mare sau foarte mare, astfel încât să ieșim puțin din tipare și să nu începem stagiunea cu clasica uvertură, concert și simfonie. Vom avea festival Mozart, vom avea Brahms, vom avea foarte multe concerte pe tipar clasic, este absolut normal, dar am spus că stagiunea merită să aibă o deschidere ușor atipică, renunțând la simfonie și făcând două concerte absolut spectaculoase, pentru că nu sunt spectaculoase doar prin dificultate și frumusețe, dar este garantat că orice